Sâmbătă 13 noiembrie 2021, mă aflu din nou în Comarnic, Prahova, în voliera campionului național, domnul Valentin Tristaru, pe care îl salut. Ce mai faceți, domnul Vali? Bună ziua, foarte bine dumneavoastră. Bine, uite, am mai trecut pe aici, pe Valea Prahovei și zic, nu pot să mă duc înapoi în București până nu poposesc puțin și la tine. Mă bucur. Ce mai faci? Și nu e când tot cu porumbei, nu? Da, asta facem toată ziua. Nu am înțeles că anul ăsta ai stat calmea de tot de ei. Am stat, m-am pregătit, am tot făcut tot felul de achiziții, am adus din toată lumea ce se întâmplă astăzi, cu tot ce se întâmplă pentru viteză, demifond. Am încercat să fac un lot mai puternic, să... Porumbei tăi arată excelenți, într-adevăr, excelent, se vede că ai stat și mai mult decât să te-ai de obicei. Era un minus, eu în octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie eram plecat, că plec, de obicei plec la muncă. Da. Anul ăsta am renunțat, plec mai târziu, plec în decembrie. Vreau să năpurlească perfect, ca la anul să mă pot folosi de ei, ca lumea să poată aluneca. Era o problemă mare asta, că năpurirea la mine era un pic mai... Da, mai problematică, să zic, mai problematică, iar plecam exact în momentele alea când era mai important pentru ei. Am mai renunțat un pic, munca mai ușor și vreau să stau un pic de ei mai mult. Ce piesă de bază te-a adus așa și pe care... Am adus câțiva porumbei, doi masculi am luat de la Hazendoc, de la Maurice Hazendoc. Ceea ce văd eu că în spatele porumbarilor, porumbei care sunt, vorbim de Kittel, de Blauvel Leo, de porumbei lui Ștefan Lambrecht, chiar la Pașa am văzut, la mai mulți crescători, am văzut că în spate iau Hazendoc. Am zis, ce-ți dacă tot Kittel, Bittel, Kittel, no Kittel, New Leo, am zis să iau de unde la mama lor și am luat doi masculi de la Hazendoc, am mai luat câțiva de Bulg, Rudy Van Rett, îmi plac foarte mult și de Wooters, am luat și Wooters, suntem chiar nebunii după cum arată la mână și... Am adus niște porumbei pentru aceste distanțe care vreau să le joc eu. Eu, pentru mine, fondul și maratonul nu mai reprezint o întâietate din cauza zonei în care stau și unde joc. Nu am cum, nu... Kilometrii sunt egali între mine și unul de jos, să vorbim. Între și urlațele mai dau și vreo 3 km prin Ucraina, adică... Nu pot să joc degeaba, adică să mă chinui, să nu. Da, așa. Exclus. Joc decât asta ce pot juca eu, adică să totuși am kilometri, vorbesc de a întâia și a doua, și general. Unde zic eu și la general avem șanse foarte mari. Chiar dacă sunt aici pe spate, sunt ultimul, vorbesc dintre, ca distanță, între tot ce înseamnă Prahova, eu chiar sunt ultimul. Chiar ești ultimul, acum rămas ultimul, da. Da. E greu. Discutam puțin mai devreme și ziceai ceva detaliile porumbeilor, că ai senzația că s-au micșorat cam mult, nu? Am observat pe la majoritatea la care am fost, toată lumea merge mult, e micșorat, s-au dus spre talie mijlocie, spre mică. Ceea ce eu totuși văd și eu, am colindat în toată lumea asta. Am văzut că porumbeii de a întâia și a doua, vorbim până în demifond, sunt puternici, sunt porumbei de explozie. Cât de unul mic, cum poți să-i facă față lui ăla? Da. Dacă o luăm acum și ne uităm și la televizor când vorbim de viteză, nu i-am văzut pe aia de la 800 de metri, i-am văzut că sunt metancurile. N-am văzut un etipiu etiopian de la pântre ei, n-am văzut. Și atunci eu mă duc, la mine chiar porumbeii mei sunt mijlocii spre mari. Deci n-am talie mică, n-am avut niciodată. Deci nu e ca practic nu-ți plăceau. Practic nu mi-au plăcut niciodată. Adică eu de o viață am crescut așa și am avut reușite cu acești porumbei. Da. Inclusiv când am fost... campion la fond, că doar știți că ați fost la mine, că am fost la fond, am fost la general, porumbeii mei erau mai masivi, n-au fost niciodată mici, adică mi se pare că ne-am dus prea mult pe tendința asta de vânturi. Eu nu sunt omul care îmi place, nu sunt jucătorul de să-mi placă vântul din spate, că nu mi-arată nimic și e vorba că crezi niște porumbei care la un moment dat trebuie să-i scot. Da. Eu, dacă mi-au o bătaie într-o etapă în care m-a bătut vântul din spate, nu sunt supărat deloc, n-am nici cea mai mică problemă. Știu că n-am porumbei pentru așa ceva. Da. Nu am probleme. Și am avut anul ăsta câteva etape, pe 1400, nu am fost supărat deloc, fiindcă știu ce porumbe am. Nu trebuie să... Astea se întâmplă, știi, timpul, nimeni nu poate să-l... Și vânturile. Controleze, nu putem corect. Noi să controlăm așa ceva. Noi, ce reușim să facem niște porumbei adevărat, să zboară. Acum, cine se îmbată cu apă rece și și-a luat, te duce și-și cumpără niște porumbei și așteaptă niște vânturi, o să bată o etapă, două, și când e vorba să închidem, să faci... o cumulativ, înțelegi, de 5 etape la viteză sau 4 la demifond, hai să observi că nu le legi, n-ai cum să le legi. Da. Fiindcă acei porumbei îți vin, îți bat
și nu leagă. Da, ceea ce pe mine m-a dat un pic peste cap și anul ăsta și anul trecut, au fost că au fost niște vânturi schimbate și asta am observat la mine. Cât timp am jucat pe 1200-1300, mi-a venit pe unde excepțional. După aia când s-a întins un pic spre 1400 cu un pic de vânt în spate, m-a deranjat. Și n-am închis la adevărata lor valoare de punctaj. Da. Și a trebuit să alerg și chiar asta s-a întâmplat. Dar nu sunt supărat, fiindcă trebuie să știi să pierzi. Neștiind să pierzi, nu vei putea câștiga niciodată. Așa. Trebuie să fii sportiv. Așa. Eu am fost sportiv de performanță. Nu am câștigat întotdeauna. Da. Am mai... N-am fost într-o formă fizică tot timpul excepțională. Și am mai și pierdut concursul. Dar asta nu înseamnă că nu voi rămâne un campion. Sau dacă un sezon ți-a mers prost, nu rămâi campion. Așa. Păi nu poate să-ți ia nimeni rezultatele pe care le-ai făcut înainte. Nimeni niciodată. Da. Deci acum că noi un sezon ai mers mai prost, nu mai ești. Nu există așa ceva. Eu zic că trebuie o constanță, să așa e. Poți merge spre înainte. N-am avut etape, am avut și etape frumoase. Locul 5 din 23.000. Eu zic că e super bine. Un rezultat bine. În Belgia, dacă îi spui la unul locul 5 din 23.000, ei scot în ăla 40 de ani și vând și da. Ce bani vând. Da, da, da. Și noi pe aici nu-i mai băgăm în seamă. Noi dacă n-avem 5 locuri de unul, zici că... Eu, din punctul meu de vedere, azi vorbesc de România, de noi românii care suntem, bă, ăștia care sunt... Eu zic că sunt niște rezultate remarcabile. Mă uit la un Cosmin Olteanu, la un Emil Simion, la Dobre, la mari crescători care sunt. Poate pe unii acum e omit. Păi te uiți ce punctaje, 0, 0, 0, da. 0, la băiatul ăla tânăr, Vieru sau cum îl cheamă. Da, Liviu, da. Mai tinerel, că nu mă bănuiesc că nu are 50 de ani. Nu. Mai tinerel, care chiar a jucat excepțional, nu cunosc personal. Dar a jucat excepțional, 0, 0 la viteză, 0 la demifond, adică totuși eu zic că noi românii la momentul ăsta chiar avem colonii puternice, niște porumbei adevărați, chiar dacă m-am dus de la ei. Dar s-a făcut de noi, i-am adus, dar noi am făcut să zboare pe distanțele astea și ce facem noi. Ei zboară, din ce văd eu, ai văzut, toată lumea știe, mai străduțe le spun. Pe 6 km, pe 5 km. Gândiți-vă că eu joc viteza... cu 70 de kilometri în fața mea. Deci să lasă porumbelul și al meu mai are de zburat 70 de kilometri. Da. Nu comentez, nu sunt genul să cărcotaj, nu. Asta este puterea, trebuie să știi să joci și în, da. în chestia asta. Nu am, pierd cu capul sus, dar nu putem să mergem tot timpul spre... Acum, să schimbă regulamentul, avem 8 etape de viteză singur. Eu zic că la momentul ăsta se așează un pic lucrurile. O să fie mult mai frumos. Vorbim de crescător unde trebuie să faci toate etapele 8 și să-ți alegi 5. Exact. Încă un lucru care îmi place. Adică crescătorul în sine, când vorbim de un crescător, trebuie să-și cunoască porumbei și să facă echipa, nu? Nu mai jucăm aici 8 din 49. Vorbim de niște echipe de porumbei, nu? Da. Care să claseze, să-ți vină în față. Atunci vedem de acei oameni care reușesc să facă sau nu mai reușesc să facă. V-ați creionat perechile de matcă pentru sezonul următor? Da. De la care aveți așteptări mai mari așa? Bănesc că aveți unele pe care le aveți în cap așa, nu? Am în cap și vă spun cu cea mai mare sinceritate. Și mie chiar îmi place să spun de oamenii care au reușit câte ceva. Deci, spre exemplu, vorbind de 4-4 al lui Cosmin, da? Care la el este un pilon din observația mea, care a introdus în toți mari porumbei lui. E, am luat și eu la mine, am luat chiar... Cred că nu are nimeni câți am luat eu acum. Deci chiar am 8, 10, nu mai știu. Ăia îi înțep în cei mai mari ai mei, în cei mai buni porumbei ai mei înțepați. Fiecare om își dorește, eu vreau mai repede. Am deja 50 de ani, adică vreau să așez repede colonia. Nu vreau să aștept ani de zile, vreau să-i așez mai repede și să merg pe câteva șușe. Numai, ce se întâmplă? Aduci... 1000 de feluri, la un moment dat o să observ că doar 2-3 linii care merg aici unde joc eu, așa, Bulgaria, da, sunt altfel de vânturi, altfel de talii, altfel de așa, tăria de caracter. Și atunci mergi pe unii. Ai să observi singur asta. Când vin câte 3, 5, cum zic eu, 8 odată, 7, când vin mai așa, atunci îți dai seama că crescătoria ta se așează. Da. Îți vine unul și mai îți vine unul la 10 minute, înseamnă că e o problemă. Da. E o problemă din ceea ce crești tu. Da, așa. Adică atâta timp cât tu dai mâncare la fel, medicamentat, tot e ok. Ce îți vine un porumbel care îți vine în primii 10 pe mașină și după aia e o pauză și îți vine la locul 200, atunci înseamnă că problema ta e la tine acolo, în crescătorie, când ei nu sunt foarte bine închegați, nu sunt toți la fel. Ca să vină în bandă trebuie să fie
Uniformizați, da. Păi, uniformizați. Și vorbește și de corp, și de răutate, și de... temperament, final, și temperamentul de... și toate astea. Eu zic că nu este ușor. Nu e ușor. Că dacă nu dispui de... Totuși, observația mea că s-a ajuns la niște prețuri, ceea ce nu se întâmpla, vorbesc acum 30 de ani, bă, nu vorbeai de $100, $200. Asta era discuția noastră. Da, da. Acum discuția noastră, nu vă spun să-ți cumperi niciun porumbel. Se discută 1000 de euro, 2000 de euro, 3000 de euro. Dacă vrei un fiu din campion, domnule, sunt niște bani. Adică, ce? Din observația mea, licitațiile care se întâmplă, s-a ajuns la niște prețuri foarte, foarte mari pentru unii. Unii nu își permit, chiar da. N-au cum să-și permită și bănuiesc că sunt mulți care îi cunosc eu, care sunt înnebuniți și țin la porumbeilor. Cum poate să ajungă ăla într-un timp atât de scurt când au ajuns la asemenea prețuri? Așa. Adică asta e observația mea. Nu știu dacă toată lumea e de acord cu ce spun eu, dar eu zic că se merge tare pe chestia. Deci ne promiteți un sezon și mai bun. Da, o să fie un alt fel de sezon. O să fie un alt fel de sezon. În primul rând, jucăm 8 etape mai pe scurt, nu mai joc pe 70 de kilometri, joc pe 28, 30 de kilometri, da. Deci pe jumătate din ce s-a întâmplat. Este clar că intrarea lor și sistemul de joc va fi mai accesibil din partea mea, că sunt ultime. Adică o să fie altceva. Da. Știe toată lumea, când ești ultimul, trebuie să aștepți numai viteze scăzute. Da. N-am porumbei de 1000, chiar nu i-am. Adică nu am viteze, adică nu am porumbei de... Am porumbei de 1200, 1300 și ceva de vitezele astea. Și acum... Felicitări pentru investițiile făcute în ultima perioadă, pentru efortul depus, domnul Valin, și mai mare decât unul... Lumea nu crede, dar chiar e un efort, că de multe ori mi-am luat din plăcerile mele, din vacanțe, din plimbări, din foarte multe, că nu am doar hobby, nu doar porumbei. Îmi place să și pescuiesc, îmi place să schiez, îmi place să mă plimb. Da. Am mai tăiat din alea, ca să pot să avansez un pic mai repede pe ramura asta, columbofilia. Na, fiecare, asta e... Vă dorim și noi mult succes, vă ținem pumnii. Mulțumesc mult de și tot. Și o să ne întâlnim în primăvară la niște sosiri de porumbei la dumneavoastră. Da, chiar vă invit. Cu stimă, tata și ale mână. Sănătate mult. Numai bine. Sănătate.